vulpițelor și vulpișorilor, v-am zis că o să vă țin la curent în fiecare zi cu ce cadouri primim de la Brawl Stars timp de 9 zile. Astăzi este a doua zi de când a început, ca să zic, campania asta de aniversare. Și astăzi avem pe shop pinuri, primim pinuri. Pins for the win. Așa, pentru câștigători. Sunt tare curioasă ce anume se află, ce pinuri. Dacă primim pinuri diferite sau, nu știu, ne dă la toți fix același pin. Eu o să testez teoria asta pentru că o să intru și pe contul meu secundar și o să văd acolo dacă primesc alte pinuri. Hai să vedem. 2, 3 și am primit așa. Ia uite, un pin pe Shelly care râde. Pinul ăsta pe Frank mi se pare foarte fain. Și pinul ăsta pe Tic mi se pare foarte fain. Ăstea chiar îmi plac. Așa e? Chiar e șmechere așa. Sunt numai bune pentru Bravo IP. Da, îmi place ăsta mod special pe Frank. Mi se pare foarte interesant. Am și token așa. Da, a apărut și skin-ul acesta. Cred că o să pun mai târziu un episod cu el, eventual o să dăm un try imediat, dar întâi să intrăm și dincolo ca să vedem, bineînțeles, ce ne dă. Hai să punem pinurile. Hai să dăm unde. L-am primit pe acesta, care e super cute, se și mișcă, e mișto că este animat. Hai să văd unde este cel pe Frank. Ha, și ăsta-i fain rău. Și l-am mai primit și cel pe Shelly, care nu-l prea văd, stai să văd unde l-o fi pus. Că te l-o fi pus jos de tot. Nu știu, nu stare în evidență cel pe Shelly. E ăsta care zâmbește. Nu foarte tare, mie îmi place, zic eu, ăsta. Ăsta mi se pare mai interesant și ăsta pe tip. Deci pot să zic că am primit niște pinuri foarte faine și acum o să ne schimbăm pe contul meu secundar să văd acolo ce îmi dă din oferta asta senzațională din cadoul de astăzi. Bun, acum suntem pe contul secundar și vorbeam aici cu vulpițele și vulpișorii că suntem pe live pe Trovo și zicea că nu mai știu cine zice că e dezamăgit de pin, Lia. Așa, și eu chiar sunt mulțumită, adică chiar mi-a dat pinuri faine. Hai să vedem pe contul secundar. Ce tare! Într-adevăr, se pare că îți dă pinuri diferite. Am crezut că poate ți le dă acelea și îți dă diferite. Aici am pe acesta, pe Bibi. Ăsta e la tăiesc cam simpluță pe Jackie, da, pe Bibi. Așa, am luat și punctele. Uite ce mi apare pe aici pe shop. Ia uite ce mi apare pe aici pe shop. No, bun. Hai să vedem să le pun aici. Ăsta pe Bibi, ăsta e curioasă de el. Da, ăsta mi se pare interesant. Ăsta chiar îmi place. Și vreau să văd și celelalte două, adică ăsta. Da, e drăguț, e simplu. Hai să vedem. Care le mai avem? Am mai primit și cred că ăsta l-am mai primit. Da. Dar oricum ăsta îmi place. Ăsta îmi place, da. Acum am pinuri pentru Bravo IP în timp ce aici Polar Express se flexează cu skin-uri care. Foarte fain, foarte fain. Să scrieți în comentarii care pin vi s-a părut cel mai tare. Mie îmi place acesta de pe contul secundar și de pe contul principal îmi place pe Tic și pe Frank. Deci ele mi se pare și mai chiar erau. Acum o să ne întoarcem pe contul principal ca să testăm și skin-ul, poate luăm și mai târziu și să vedem dacă merită să luăm. Ne-am întors pe contul principal. Mamă, ia uite aici ce parada modei avem. Hai să testăm skin-ul pe Sergiu, cum îmi place mie să-i zic, pe Sergiu. Nu e scump, adică e ieftin, dar hai să vedem ce oferă pentru gemurile acestea. Mm-hmm.
și o știi bine. Regina, la mine. Mi se pare mie sau are ceva schimbat la ta? Cred că da. Mi se pare că sticlele astea cu care dă el, că înainte nu dădea cu sticle, deci are un efect. Și mi se pare că arată foarte fain așa când rămâne în urma lui efectul ăsta așa, verzuliu așa cumva. Da, îmi place cum arată. Hai să vedem de ultima dată. Ah, și aici la ultima dată e ceva schimbat. Da, se face așa mai verde cumva. Și crapă pământul, bine. Uai, ce mișto arată aici. Da, e mișto, adică e ieftin. Și e mișto și până și sabia asta, nu știu cum să zic. Da, e ca o sabie. E schimbată, e așa mai verde. Da, e drăguț. E drăguț pentru un skin ieftin, adică chiar mi se pare că are și niște efecte care arată super interesant. Ia uite ce mișto. Și când ai așa, vezi, cu zidul? Și nu mă refer la euro. Adică cu marginile, nu neapărat cu zidul. Ia să dau așa. De fapt, acum nu mai pot. Mamă, ce fain. Mă, ce să mai îmi placă și de Sergiu. Înainte nu mă jucam foarte mult cu el, dar a început să-mi placă. Da, este interesant. Să scrieți părerea voastră în comentarii și dacă vi l-ați luat, bineînțeles, și de ce vi l-ați luat voi, adică pentru care dintre argumente. Că vă jucați foarte mult, că vă place pur și simplu skin-ul, pentru că e ieftin, vă place efectul, nu știu. Să scrieți acolo să văd ce părere aveți voi. Yeah. Bun. Foarte mișto. E o mătură. Unde e o mătură, mai? Unde vedeți voi o mătură? Încerc să-mi dau seama unde vedeți voi o mătură. La urechi aici? Ia uite, mă, la urechi? Mi se pare mie sau are două linguri? Lipite, așa-i? Astea-s două linguri. A, e mătură sabia? A. Uite, deci el e făcut așa din carton. Are două linguri în loc de urechi. Și lipit cu scoci peste tot și o lipit și apa pe spate. Mie mi se pare că acest skin este biodegradabil, adică este așa... Zici că l-a reciclat cineva, nu? Nu vi se pare că așa arată? Zici că e făcut din materiale reciclabile. Da, foarte interesant oricum. Bine, dragii mei, să-mi lăsați părerea voastră, să-mi scrieți ce ați primit din pimpecurile free, cadou, și părerea, bineînțeles, și despre skin. Să aveți o zi frumoasă ca și voi, nu uitați că vă aștept pe Trovo de la ora 12 în fiecare zi pe primul link din descriere, dați acolo click, vă faceți cont de Trovo și ne vedem aici. Instagram foxy.insta, TikTok foxy.tiktok și căutați clubul meu Foxy pentru că avem locuri libere. Trebuie să aveți 21K și cu siguranță o să intrați în club aici. Pa, pa!